Sunt Tatiana Postolache, născută la 5 martie anul 1977, într-o familie de oameni simpli în satul Ridu-Mare. Tatăl, Carp Victor Petru, activat ca inginer la complexul de creștere a animalelor. Mama, Carp Fedora, a fost vânzătoare în toată viața în magazin. Mi-a făcut studiile la școala natală aici în sat, în perioada anilor 1983-1991, după care, fiind foarte motivată de prima mea profesoară, Axentia Maria Rădoamnă, am hotărât să merg să-mi fac studiile, să le continu la școala pedagogică, deja școala normală, Vasile Lupu, Orhei, orașul Orhei. Cu toate că părinții mă doreau foarte mult să mă vadă un medic, însă, probabil din marea dragoste a tatălui, totuși mi s-a cedat să fac alegerea eu și am devenit învățătoare la clasele primare. În anul 1995 m-am căsătorit, revenită după școală din Orhei, aici în sat, cu un băștenaș tot din sat, Postolache Ion, am creat o familie și deja din 95 port cu demnitate familia Postolache. În anul 1998 am fost angajată ca tânăr specialist, acum pe atunci nu era această definiție, ca tânăr profesor în școală natală, învățătoare la clasele primare, în funcție, odată am activat până în anul 2007, apoi am fost promovată și aleasă ca director adjunct pentru instruire în aceeași instituție, ca în anul 2011 să trec prin concurs la funcția de director a gimnaziului Radu Mare pe atunci. În perioada de activitate ca director, am avut marea fericire să cunosc oameni noi, oameni care, revenind la Baștină, m-au influențat că să luptăm împreună pentru cei ce reprezintă școala într-un sat. Și anume, domnul Ioan Dedu, domnul Valentin Dedu, care, prin exemplul lor, prin devenirea la Baștină, ne-au ajutat foarte mult în perioada anilor 2013. Știți deja când s-a pornit această campanie, hai să zic, această reformă a instituțiilor de învățământ, fiind o instituție mică de învățământ, urma să fim optimizați, dar cu aportul acestor persoane, instituția a fost reorganizată în gimnaziu Grădiniță Ioan Dedu, în anul 2016, care activează până în prezent. La moment, în instituție educăm 70 de elevi și 30 de copii de grădiniță. Instituția are un sediu nou care a fost renovat datorită aportului Guvernului României în anul 2018 și condițiile de activitate și pentru copii și pentru colectivul de profesori sunt foarte bune, poate pe locuri chiar de invidiat de alte instituții de învățământ din Republica Moldova. Cu regret, natalitatea vorbește de la sine și problema claselor mici, puținilor copii, elevi, rămâne una actuală, dar ne menținem ca instituție și avem foarte multe lucruri frumoase organizate de către instituție. Avem deja tradiții ale instituției noastre în perioada aceasta, cum ar fi Toamna de Aur este una din sărbătorile care an de an este sărbată, este organizată și an de an este diferită. Mărțișorul, ca o tradiție și simbol, probabil că am fost primii din instituția de învățământ de raion care am încercat ca această tradiție să devină un festival raional, adică prin confecționarea mărțișoarelor și dăruirea celor care sunt ierarhic superiori în funcții sau așa, s-a trezit că ar fi bine să avem o astfel de activitate. Participăm practic la toate activitățile extracurriculare care sunt impuse atât de Ministerul Educației și Cercetării, cât de Direcția Educației Domnul Șen, dar cu regret pot să spun că contingentul de elevi an de an are o tendință mai mult, nu atât la carte, cât la tehnologiile informaționale acum actuale. Adică nu i-ar interesa să citească mai mult o carte decât timpul care l-ar trece la calculator. Cu această problemă în instituție pot să zic luptăm și am încercat deja de câțiva ani să introducem pauza de lectură în instituție, unde toată lumea la o anumită oră, la o anumită pauză, tot citesc.
celor mai mici li se citește de către educator o poveste. Cei care deja pot cunosc buchia cititului o fac de sine stătător și citim toți, adică de la director până la măturător și pasnic. Deci, nu știu ce aș putea să mai adaug. Mulțumesc colegilor care îi am pentru activitate, că de una singură cred că nu mi-ar fi reușit toate aceste momente. Sunt, este aportul tuturor colegilor care activează în instituția dată atât. Am avut mare fericire să lucrez și cu foștii mei profesori, care mi-au fost profesori de la care am acumulat o bogată experiență. Am colegi și noi, ba chiar am și tineri specialiști pe care i-am primit mine în funcție de cadre director și am încercat să-i formăm ca cadre didactice, ca personalități, deja activând în această instituție. Cum vedeți dumneavoastră viitorul școlii din Redu Mare? Eu sper că totuși școala din Redu Mare o să aibă viață, datorită faptului că avem un părinte spiritual foarte puternic, care chiar și de acolo din cerul ne apără, ne păzește și este un exemplu care este demn de urmat și nu este atât de ușor să depășim momentul ca să cedem unor politici sau unor persoane care mult ar vrea să să optimizeze instituția noastră. Eu cred că totuși numele Ion Bediu vorbește de la sine, iar noi cei care activăm și facem studii în această instituție, sper foarte mult că școala va avea un viitor bun. Vă mulțumim pentru interviu, pentru timpul acordat, mulțumim pentru că ne-ați primit și ați găsit posibil ca să găsiți posibilitatea să primiți echipa noastră de creație de acum la moment în frunte cu domnul general major Valentin Dediu și sper că colectivul pedagogic o să susțină această inițiativă și o să ne pună la dispoziție informațiile, imaginile care socot de cuvință că ar fi bine ca să fie imortalizate într-un volum de carte. Mulțumim, sănătate dumneavoastră și succese mari!